Doamne ajută, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii de Presat Presa, vă spune Părintele Eugen Tănăsescu, aici pe 99.7 FM, în Constanța și împrejurim. Ne vedeți și pe paginile noastre de Facebook și ale partenerilor noștri, Alfa Media și Dobrogea TV, că le mulțumim pentru preluarea acestei emisiuni. Um, ce să zic? Nici n-am ce zice. Putem să facem o emisiune mută. Știi? Cum ar fi să facem o emisiune mută? Uite așa, să tăcem. Vreo 40 de minute. Că nu mai poți să faci nimic altceva decât să taci mutește. Să taci mutește. Există și altă... Da, există și o tăcere sugestivă. Da, prefer să nu tac mutește, tac sugestiv. Când văd ceea ce se întâmplă în jur, nu-ți mai vine decât să taci sugestiv. În sensul că, așa cum bănuiam din anii trecuți, de vreo 20 de ani, bănuiesc treaba asta, uh, și anume comercializarea societății uh, naște tot ceea ce vedem în jur. Am văzut că sunt unii care se panichează, se agită, vorbesc de apocalipsă. Vai că vine apocalipsa peste noi. Uh, că da, se împlinește sub ochii noștri. Condiționarea aia materială de care vorbește apocalipsa uh, începe prin comercializare. Nevoia de a face profit te transformă în altceva. Așa apar tot felul de năzdrăvăni și de uh, aiurel pe fața Pământului, așa se relativizează morala, așa se distrug sistemele de valori, pur și simplu pentru că ne comercializăm, vrem din ce în ce mai mult profit. Bun, să începem cu o veste bună însă, emisiunea de astăzi, și anume Iisus Hristos a existat cu adevărat. Și ne spune acest lucru nu uh, oameni credincioși, așa cum s-ar bănui. Bine, domnule, voi sunteți credincioși, aveți un interes să susțineți apariția lui Hristos, așa s-ar zice. Bun, am înțeles, nu. Nu oameni credincioși spun treaba asta, ci oameni cu totul și cu totul de altă credință religioasă. Cine a fost cu adevărat Isus Hristos? Dovezile că a fost un personaj istoric real pe ziarul Adevărul. Uh, bine, Isus Hristos fiind luat o poză din poate cel mai cunoscut film despre Hristos al lui Franco Zefireli. Uh, mulți specialiști spun că există dovezi clare despre existența reală a lui Iisus Hristos la începutul primului mileniu al erei creștine. Dincolo de relatările biblice, există mențiuni clare și în operele autorilor antici păgâni. Ia să vedem care sunt aceștia. Deci, pe lângă Noul Testament, că, repet, s-ar zice, bine, domne, am înțeles Așa că am o problemă aici. Zice, da, bun. Am înțeles, voi, ăștia și aveți un interes să, să susțineți că Isus Hristos a existat. Practic, vă, cum să spun, vă, vă justificați credința, că dacă n-ar fi existat, ar fi de râs să credeți în ceva ce n-a existat. Dar dincolo de Noul Testament. Care sigur este principala sursă biografică despre viața lui Isus Hristos, mai avem și alte uh, surse. Episcopul de Erapolis, citat de Iosifiu de Cezarea, pomenea în secolul al II-lea după Hristos despre o Evanghelie, da? De exemplu, Evanghelia după Matei. Bun, am înțeles. Evangheliile ar fi, uh, să zicem așa, interesul bisericesc al comunității de credincioși. Dar uite, avem un cronicare vreu care dă prima mărturie necreștină despre Isus, și anume autorul antic de limbă latină Flavius Iosefus sau Josephus sau Flavius Iosif pe românește cum ar veni. A trăit în perioada 4700 după Hristos și a scris printre altele lucrarea antichității iudaice unde îl pomenește pe Isus Hristos. Era în acele vremuri un om înțelept numit Isus. Este drept să-l numim om pentru că era un izvor de lucruri minunate, un învățător atât de bun încât oamenii primeau adevărul cu plăcere. A atras de partea lui pe mulți evrei, dar și pe mulți dintre cei numiți Gentiles, adică de alte neamuri. El era Hristos și atunci când Pilat, la sugestia celor puternici din rândul nostru, l-a condamnat la moarte pe cruce, cei care l-au iubit de prima dată nu l-au abandonat așa că le-a apărut lor în viață a treia zi, așa cum profeții au prorocit. Așa că tribul numit al creștinilor după dânsul trește și astăzi scria Flavius. În istoriile romane apar, apare și Isus Hristos, în scrieri uneori chiar ostile creștinismului. Tacitus scria în anale, în anul 115, că prefectul roman Pontiu Pilat l-a executat pe Isus Hristos. Un alt istoric roman, Pliniu cel Tânăr, guvernator al Asiei Minor, scria într-o scrisoare către împăratul Traian, așa, creștinii se întâlnesc în anumite zile rânduite, înainte de ivirea zorilor și cântă imnuri lui Hristos ca unui zeu și se leagă cu jurământ solemn să nu facă fapte rele, fraude, adulteri, să mintă sau să nege adevărul. Uh, Suetonius, la rândul său, scria că în timpul împăratului Claudius a fost alungat în Roma o comunitate de evrei care făcea probleme fiind instigată de învățăturile lui Hristos. Mă rog, probleme în sensul că știți bine, credința în Hristos adeseori intra în contradicție cu credința romanilor în zeități păgâne sau chiar în cezar. Cezarul era văzut ca un Augustus, ca un trimis al lui Dumnezeu pe pământ. Uneori și divinitatea, știi? Acum, în funcție de pretențiile Cezarului, era. Deci, Isus Hristos a existat uh, cu adevărat, uh, ceea ce ne întărește credința noastră, și până la urmă aveam un, o reflexie zilele trecute. Am participat la mormântarea cuiva și mi-am dat seama încă o dată că doar credința în înviere este cea care, într-adevăr, cum se cântă în imnele bisericești, surpă moartea. De asta și eu mi-am pus cu mândrie la, la Facebook lui, acolo, am pus că moartea a murit acum 2000 de ani. Învierea lui Hristos surpă puterea morții, pentru că doar învierea este cea care trece peste, te trece în siguranță peste hăul ăsta al morții. Știi, în fața morții toți rămân înspăimântați, toți rămân cu tremurați vine moartea. Ce se întâmplă? Doar nădejdea în înviere te trece uh, această spaimă, să zicem, uh, ontologică de moarte. Mai departe în misiune, vorbim despre uh, știi, presa inflamează, de foarte multe ori se inflamează presa, iar de la presă societatea se inflamează, există puterea, puterea asta de inflamare a presei, de asta spuneam că uneori comercialul ne, ne dă viața peste cap. Avem două istierii, să spunem așa, în presă. Prima este națională de aici, din România, a doua e ceva mai globalistă, e vorba de coronavirus. A și cu coronavirusul. Vai câtă tângăială cu coronavirusul ăsta. Dar nu ni se spun adevăruri foarte importante. Mai întâi, isteria națională. S-a inflamat toată lumea, frate, că uh, în Ditrău, ați auzit de Ditrău, localitatea Ditrău, a devenit vedetă localitatea asta. Asta e puterea, presi. presiei. Face din orice necunoscut o vedetă. Toată lumea știe acum de Ditrău. Ce s-a întâmplat la Ditrău? La Ditrău, frate, există o brutărie da? și acolo patronul a angajat doi cetățeni din Sri Lanka. S-a inflamat comunitatea, a luat foc comunitatea. Bă, că nu vrem Sri Lankiez, nu vrem imigranți, afară cu imigranții. Băi, nebunie! S-a sesizat CNCD-ul, s-a sesizat nu știu ce minister, a sesizat poliția, toată lumea comentează, vai, dar ce nenorociți suntem că uh, avem ceva cu brutaria, că vrem nu știu ce. Uh, inițial, brutarul a zis, bine, gata, îi dăm afară, uh, îi, îi scoatem din procesul de producție, că nu vrem să mâncăm pâine din mâinea unor. Uh, mai sunt și închiși la culoare, știi, negri. Rasism, xenofobie. Vai, dar cum, cum, se poate așa ceva? Uh, deci, o națională. Da, adevărul ăsta este. Uh, românii care trăiesc în Harghita și Covazna știu foarte bine cum e să trăiești acolo. Am simțit-o și eu pe pielea mea cum românii nu sunt bine primiți în multe comunități din Covazna și Harghita. Uh, ce să mai zici de Sri Lankiezi? Oh, uh, uh, uh. <laughs> pachistanesc sau ce mai știu eu. Uh, bun, brutarii spun că am dat un comunicat greșit, că a fost numai în ungurește, că n-a fost în românește. Culmea, pe acolo, toată lumea vorbește ungurește, chiar și nemulțumirile erau în ungurește. S-au strâns la Casa de Cultură, frate, cu preotul în frunte. Înțeleg că preotul din localitate, care este catolic, uh, a instigat societatea pe acolo. Nu, că ce? Că n-avem nevoie de ăștia Că nu știu cum, adică vă dați seama dacă era un preot ortodox ce ieșea război civil cu biserica. Da? Ieșea război civil. Așa s-a sesizat CNCD-ul, poliția uh, și așa mai departe. Au fost alungați, închizi din comunitate, n-au locuință, au locuința, a trebuit să ducă undeva să-și găsească cu chirie. Ga gazdele lor au fost amenințate. Uh, totul plecând și de la... Uh, această instigare a unui preot, de care, sigur, arhiepiscopia de Alba Iulia, de care aparține preotul, s-a dezis. Și arhiepiscopia s-a dezis. Deci, prima mea întrebare asta este: ce ar fi fost dacă instigarea ar fi plecat de la preot? De la preotul Ortodox. Dacă era Ortodox părintele acela. Cred că era război civil cu ore. Doi. Foarte urât ce se întâmplă acolo. Deci, etnocentrismul ăsta, că de fapt despre asta e vorba, despre etnocentrism. Noi și numai noi. E vorba de rasism, de xenofobie, dar care pleacă din etnocentrism. Adică noi și nația noastră, etnia noastră, suntem cei mai buni, restul rău. Rău, 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 rău. Doi. Și trei. Uh, se vorbește uh, global de treaba asta. Acum, sigur că uh, există această tendință, părțindu se -te societatea în două. Uh, domne zice, păi, uh, dacă suntem anti-imigranți, nu suntem europeni. Pe de altă parte, cei care doresc imigranți se vor folosi de cazul ăsta ca să accelereze pedala. Vedeți? De norociți de acolo, vreau să-i scoată din comunitate. Nu e corect să vină imigranți, avem nevoie de imigranți, deci vor fi niște direcții de discuție. Bun, civismul ăsta pe mine m-a surprins, adică, wow, toată societatea românească a luat foc pentru că doi pakistaniți din Sri, doi Sri Lankiezi, doi cetățeni din Sri Lanka au fost angajați la o brutărie din Ditreu și comunitatea de acolo, mă rog, Uh, instigată oarecum de preotul de acolo, Biro Caroli, uh, care, culmea, recunoaște că a greșit, dar uh, nu în legătură cu cei doi brutari. Nu regretă, mi-asum, zice și părintele de acolo, deși, repet, Arhipiscopia Catolică de Alba Iulia uh, s-a dezis și a zis că nu e corect ceea ce se întâmplă. În fine, uh, dar eu altă întrebare îmi pun. După civismul ăsta, da frate, deci avem civism, wow, suntem fenomenali, am reacționat rapid, CNCD-ul, poliția, primăria, zăpăceală, isterie națională, toată presa relatează, nu știu ce. De copiii Camelii Simicală vă pasă? Cum vă pasă de cei doi cetățeni sri Lankizi? Sau și aici avem de-a face tot așa cu o iubire interesată? Deci nu că chiar ne pasă de cei doi cetățeni, dar pentru a stimula imigrația găsim un exemplu negativ și plecând de aici, frate, îl înfierăm cu mânie proletară și arătăm ce rău au făcut oamenii din Ditrău. Bun, oamenii din Ditrău au făcut rău, nu-i problemă. Dar n-are rost să-i o sândim mai mult decât trebuie. De fapt, ar trebui să nu îi o de deloc, dacă vrem să fim creștini, să le iertăm prostia și nepriceperea, deși, repet, în zona Harita Covazna, e o problemă să fii român, dar minte Sri Lankiez, da? Dar dincolo de asta, dacă toți suntem așa de civici, dacă toți suntem așa de porniți, mă, ne pasă de cei doi copii ai Camelii Simicală, care de ani de zile, de deci ce o epopee ce se întâmplă acolo, de ani de zile uh, nu încetează nebunia aia. Copiii sunt luați de la sânul mamei lor, de autoritățile alea norvegiene care pur și simplu aproape că i-au răpit și un episcop s-a băgat în situația asta și mijlocește și lasă, lansează mereu apeluri. Da, prea simțit din Episcopia Europei de Nord. Cheamă românii din Stockholm la rugăciune. Uite, mai nou, pentru familia simicală. Prea simțit pozându-se cu cei doi copii când a fost de ea vizitat. nu uh, văd atâta ce vis pentru copiii Camiliei Simicală. Adică, bun, am înțeles, e rău ce au făcut uh, oamenii ăia în Da, ne indignăm, vai, e rău, e, nu se poate. Sare ce ul sare toată lumea în sus, bun, bun, bun. Iată ce drepți și neprihăniți suntem noi. Ok, dar de copiii ca mei simicală ne pasă? Adică, de ce nu avem aceeași înverșunare, aceeași pornire, aceeași uh, isterie, poftim, față de copii, camelei care sunt luați de la sânul mamei, adică e mult mai grav să iei niște copii de la sânul mamei decât să zicem, da, afară doi cetățeni sri-lanchezi de la o brutărie că a făcut comunitatea urât. Sigur, e rău și acolo, repet, nu, nu zicem că nu e rău, să nu înțeleagă cineva. Dar dacă tot e să ne comparăm acum în virtuți, o țară întreagă e pusă pe jar că o comunitate, sigur, e xenofobă și rasistă și Ok, și are dreptate țara să fie pe jar. Dar de ce nu e țara pe jar și față de copii răpiți de o autoritate norvegiană? De ce? Oia sunt în Uniunea Europeană și nu avem voie să ne atingem de ei? Avem interese? Nu vrem să deranjăm? Pentru că se pare că așa se pune problema în ultima perioadă. Doamne, dacă avem noi interese într-o zonă, zicem. Dacă nu avem interese, sau dacă avem interese opuse, nu mai zicem. Oh, păi, dar de ce să deranjăm? Sigur, ne luăm aici de asta că direcția de discuție e clară. Vai, săraci imigranți, uite cum ne-au luat de ei. Nu e bine să ne luăm de imigranți. Imigrația trebuie încurajată. Că așa a zis Europa, așa facem și noi. Bun, dar când Europa răpește copiii unei românce, asta nu mai avem așa, isterii, nu mai avem, wow, de astea agită chestii, nu. nu. Da, e o chestiune locală, nu știm ce să spunem. Uh, noi de aici din România nu cunoaștem situația, nu ne băgăm, nu ca și cum ar fi vorba de marțieni. Da, e vorba de marțieni și nu avem cu ce să ajungem noi până la marțieni, că e al lumină până acolo. E un an, doi, trei, sunt 10 ani lumină, 15 ani lumină. Câți ani lumină faci până în Norvegia ca să vezi situația copiilor doamnei Camelia Simicală? Cam câți ani lumină? Zice episcopul de acolo, aia, ăștia cu biserica, nu i băgăm în seamă. Deci a intrat episcopul în discuție, a mediat, a fost la copii, s-a dus la autorități. Da, prea simțitul Macari încearcă să rezolve, să ajute situația. E vorba de un suflet de mamă și două suflete de copil rupte, unii de alții. E mai greu să fii rupt de părinți decât, repet, doi micrazi care îți dați afară de la o firmă și pot fi angajați la altă firmă până la urmă. Că nimeni nu le cere să plece din România până la urmă. Dar când doi copii sunt răpiți de la o mamă, nu știm, nu ne băgăm, nu cunoaștem, nu, nu, nu dăm subiectul ăsta. Ca așa se vorbește în redacție. Ce fa bă, cu ăsta îl dăm? Nu îl dăm, bă. Nu îl dăm. Nu avem niciun interes sau, nu, că acolo e o zonă sensibilă, nu. Sau ăsta e cu biserica, s-a băgat episcopul de acolo, nu, 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 ne interesează. Nu. Repet, dacă era, dacă era preotul din Ditrău ortodox, poa, nici nu mă gândesc. Era război civil, Vă dați seama, în cazul colectiv, când într-adevăr acolo e o mega tragedie și tot a fost un preot prezent, băi, tot n-a fost suficient. A luat țara foc, că ce fac preoții? Deși acolo a fost un preot. Și a mai fost și după. Nu. Deci vă dați seama dacă era preot ortodox, preotul din Ditrău, puu, nici nu mă gândesc. Cred că se spărgeau geamurile bisericilor. Era război civil. Ce... Așa fi romană cu atolic. nu ne băgăm cu Vaticanul, nu? Papa, o. Oh. Păi noi iubim pe papa. Bun, foarte bine. N-am nicio problemă că îl iubiți pe papa, iubiți-l. iubiți, -l. iubiți -l și pe ăștia ortodoxi, că uneori ne lăsați senzația că cu ortodoxi aveți lupte existențiale. Asta e senzația mea. Și repet, e foarte bun civismul ăsta în cazul celor doi Sri la Foarte frumos. Uh, foarte frumos în sensul civismului. Adică, da, să spunem lucrurilor pe nume. Mă, nu e frumos să fii xenofob, să fii rasist, să... Da? Ce are pâinea făcută? Sunt în condiții igienice, nu asigură tot ce trebuie la firmă? Ce are? Sunt frați de -ai noștri, sunt oameni ca și noi. Chiar dacă sunt de altă credință sau de unde atâta ură pe doi Sri la Dar dacă toți suntem așa de civici de copiii Camelii Simicală, de ce nu avem atât de ce nu se inflamează presa? De ce nu? Că subiectul ăsta al copiilor îl găsești pe forumuri, pe, pe diverse site-uri ale unei, unor ONG-uri care militează, creștinește pentru treaba asta. Mai mult din zona bisericii ce vezi preocupare pentru copiii Camelii Simicală. Autoritățile... Parcă nu există. Poliție, nu se pune problema că e Norvegia. Parlament, ambasadă, reprezentanți de ăștia, dialog la nivel înalt, președinte, premier. Nimic. Nimic. Nauzi. auzi Sigur, acum mă aștept să iasă domnul Iohani să zică ceva de rasismul celor din Ditrău. Foarte bine să iasă domnul președinte, dacă e o problemă atât de națională, să iasă. Să zică și ceva de imigrație. Parcă îl și simt pe președinte zicând ce... e chiar, dar n-a zis nimic până la ora asta. Uh, N-am telefonul la mine, că mă uitam repede pe știri. Uh, n-a zis nimic domn președinte până acum de DITRĂU? Să zică și el ceva de imigrație, de asta, nu? N-a zis că de copiii Camelii Smicală? Nu l-am auzit zicând. Poate ne zice și ceva de DITRĂU. Ia că sunt curios Deci asta e problema mea. Uh, problema militantismului interesat. Da, doi cetățeni din Ditrău au devenit uh, caz național isteric, vai ce facă ea în Ditrău. Sunt sute mii de cazuri în România de rasism, de xenofobie, mai ales în cele două județe, Harghita și Covazna. E un subiect mega arhi cunoscut. Și totuși pe cazul ăsta ne inflamăm, dar pe cazul copiilor simicală nu. Nu. No. Că... A, de, de ce să-i supărăm pe norvegieni? Poate ne taie niște granturi, nu? Cu care ne finanțează. Poate ne taie niște programe pe care le băgăm în buzunar. Că noi suntem europeni și de asta, știi? Că cineva zice, da, ta ești eurosceptic. Nu, eu sunt european. Dar eu sunt european de la de modă veche. Adică ce vrea Europa să fie odată. Ce vrea Europa asta acum, eu nu mă regăsesc. Eu nu mă regăsesc în relativismul moral, în aiurea la interesată și uh... Comercializată a Europei, în asta nu o găsesc. Cred într-o Europa unită, care respectă valorile, cred în treaba aia, unitate în diversitate, cum trăim noi în România, suntem etnii diverse, trăim în unitate. Uite, aici în Dobrogea, în Banat, oriunde, avem comunități etnice și nu e nicio problemă. Cred în treaba asta, unitate în diversitate la nivel european, dar nu cred în Europa care mi impune mie ce să cred. Nu cred în Europa care îmi trasează directive morale. În aia nu cred. Deci pe linia aia sunt eurosceptic. Dacă vorbim de Europa aia adevărată, da. Că se întâmplă și Brexit între timp, că s au fi și britanicii de atâta europenist de ăsta omogenizat. Mai departe în emisiune discutăm despre altă isterie, asta e la nivel global acum, coronavirusul, frate. Deci nenorocire, ne ia coronavirusul, ne papă coronavirusul, suntem terminați, uh, știri din minut în minut, din secundă în secundă, din sfert în sfert de oră, au mai murit 5, au mai murit 10, au mai murit 30, au mai murit 50, uh, a apărut nu știu unde, în Germania, în Franța, în America, Isterie națională. Bun. Dar ceea ce nu ni se spune este că nu e chiar așa grav. Adică sigur, poate fi grav la nivelul unei pandemii acolo în China, dar dacă v-ar spune cineva că numărul cazurilor vindecate este mai mare decât numărul deceselor, ați mai fi atât de isterici. Pentru că realitatea este asta. Uite, avem ultimile cifre 17.408 îmbolnăviri, din care uh, 2298 sunt în condiții critice. 362 de decese până la această dată și 508 508, dacă încep să vorbesc aia, 508 cazuri vindecate complet. Da? Recovered. Adică vindecate. Mai mulți vindecați decât decedați. Și sigur, o cum să spun, o creștere a Numărului de cazuri se întinde, ca și gripa. Păi, în România, la ora asta, câți avem morți de gripă? Ia, stai să căutăm repede. Decese, gripă. De gripă de asta, normală. În România. Da? Cât avem. Al 13-lea deces provocat de gripă în România. Știrea acum 12 ore. Acum 2 ore. Gripa a mai făcut o victimă, bilanțul deceselor la nivel de național a ajuns la 13. Vedeți cum se face stilul ăsta de presă panicard? Vai, se moare de gripă. Vine coronavirusul, tata, avem sute de morți, mii de morți. Da, da, ideea este că ne și vindecăm. Hai să vedem și partea pozitivă. Ne putem și vindeca. Uite, avem mai multe... Acum, eu nu sunt uh, ipocrit sau, uh, eu știu, plecat cu pluta pe câmpii, să zic că, da, frate, nu e nicio problemă coronavirusul. Este o problemă. Evident că e o boală care se întinde, dar hai să nu ne isterizăm atât de tare. Vai, se moare de coronavirus. Se moare și de gripă de asta normală. Apar complicații, apar... Am auzit recent de un caz pur și simplu care m-a îndurerat, m-a blocat. Am zis, uite, domnule, ce înseamnă să nu... Să, nu știu, să nu citești cu atenție sau nu știu. Cineva care a murit de la un vaccin antigripal. Deci a făcut vaccin antigripal și a murit. A ajuns la o complicație pentru că avea o bacterie luată de la un animal și vaccinul ăla nu trebuia să intre în reacție cu bacteria respectiv. Omul n-a știut că nu stai să-ți faci analizele să știi că ai bacterie luată de la animal și Doamne ferește, uite, a murit. Nu o să spun cine e persoana ca să nu crez, mă rog, durere și mai mare. Cei ce știu, știu. Cine nu știe, mai bine să nu știe. Părerea mea. Uh, Dar asta vreau să zic, nu știi ce bacterie e în tine, să faci un vaccin de ăsta antigripal, că tu zici că vrei bine, ai contraindicație dacă se zice. Nu faceți, și în general, vaccinurile astea, au foarte multe contraindicații. Dom'le, nu faci vaccinul dacă că mai văd și pe antivacciniști ăștia, vai că au murit niște oameni de la vaccin. Păi da, dacă faci vaccinul când ești răcit sau când ai temperatură sau când ai nu știu ce boală, intră în, contradic intră în reacție, n-ai voie, ești în, cum să spune, în contraindicație. Spune pe prospect, nu faceți vaccinul, nu faceți injecții, orice medicament are contraindicații. Are acolo un prospect. Sunt medicamente pe care nu le iei dacă Asta e și o problemă. Deosebești medicii buni de medicii mai puțin pregătiți, dacă medicul bun se uită pe toate medicația pe care e înainte să-ți prescrie un, medicament. Pentru că un medicament poate intra în reacție cu alt medicament. Sau în contrareacție și poate să iasă o dandanaie mare de acolo. Cine știe ce se întâmplă? Citiți cu atenție prospectul, da? Că zice acolo, nu luați ibuprofen dacă nu știu ce. Nu luați furaluzolidon dacă nu știu ce. Nu... Mai toate medicamentele au contraindicații. Așa și aici, săracul om a vrut să-și facă un vaccin antigripal, foarte bine, n știu care, nu știu ce bacterie de la nu știu ce animal, a apărut o complicație foarte mare, complicație, a ajuns la urgență, nu s-a mai putut salva, frate. Nu-ți dai seama, adică a murit omul de la un banal vaccin antigripal se moare de gripă, da, sunt... Poți să mor de gripă, ești bătrân, ești cardiac, ești cu insuficiență respiratorie, renală, mai știu eu de care. Faci gripă, organismul intră în febră că așa e gripa, te zguduie bine și cedează altceva. Nu mor neapărat de la gripă, dar mor de la o complicație a gripei. Așa și în cazul ăsta, vai, vine coronavirusul. Băi, nu e un virus letal. Nu e Uh, nu știu, ca gazul sarin, care e gaz de luptă și o omoară pe oricine întâlnește. Nu, uite, sunt și oameni care și-au vindecat și sunt mai mulți decât cei decedați. Și atunci de ce faci misterie în presă? Bine, vă spun eu de ce. Pentru că moartea sperie, cum vă spuneam la început emisiunii. Moartea sperie pe mulți. Și atunci când omul vede că Aoleu, au mai murit unul de gripă, se duce repede să vadă ce. Și presa exploatează slăbiciunea asta. Dar presa ar trebui să fie echidistantă, nu? Să n-aibă interese de astea mercantile, să spună, da, e o problemă, sunt infecții, sunt cazuri de deces, dar uite, sunt și cazuri de vindecare. Nicăieri în presa din România, din ce am citit eu, nicăieri, uite, facem un test. Pa, hai să, hai, să, facem un test. La, bă, bon, că am citit mai multe știri, dar facem un test. Scriu coronavirus, coronavirus, pe Google, da? Și ne uităm la știrile din coronavirus, hai să vedem câți spun că se și vindecă boala asta. Na? Coronavirus. Mă rog, aici avem niște informații așa. Uh, Digi 24. Bilanții epidemiei crește la 361 morți. Da? Coronavirusul din v Wuhan l-a depășit pe cel al SARS din 2003. Mamă, deci panică, ne speriem, frate, e nenorocire. 361 decese, dacă mai punești capitanul chinez, sunt 362 de morți, că a murit unul în Franța, în, pardon, în Filipine. Deci mai multe persoane, e, e de, totul e prezentat într-o notă de asta panicardă. E, în bolnăviri, 16.600, încă 700 de noi cazuri, 9.600 de pacienți, 747 478 în stare critică. Băi, unde spune că sunt... A, ah, uite aici, spune undeva. Dintre aceștia, aproximativ 500 s-au vindecat. Iar autorității din Thailand au anunțat un posibil tratament de succes cu o combinație de medicamente. Vedeți? Partea pozitivă a știrii e la coadă. Și asta e un uh, fenomen din ce în ce mai uh, uh, vizibil în presă. Când uh, partea de echilibru, partea de, de știre, care echilibrează povestea, partea de... așa... E la coadă undeva o frază la final. Că am văzut și am mai văzut pe titlu de astea. Mamă, nenorocire, spaimă, dezastru. Și la final, a, nu, nu e nimic interesant. Și-a făcut o poză, cum era aia cu uh, fostul preot Cristian Pomohaci, da? Mamă, nenorocire, l-am prins în fapt. Deci, ci dezastru. ce dezastru. Ce-a făcut domnul? A făcut o poză în platou de filmare cu o celebră cântăreață. Da. Mare nenorocire. Deci stilul ăsta panicard, isteroid de a face presă. De ce? Pentru că avem nevoie de audiență. Pentru că vrem să vină să dea click pe titlul nostru. Să raportăm audiență, să fim cu influență. Da, hai să mai vedem. Uh, știri, mergem știri. Coronavirus, știri. Deci, uh, Digi ăștia echilibrați de la Digi, undeva pe la final. A, dar stați niște, vă puteți vindeca. După ce ne-a făcut capul mare că, boie e rău. Da, e rău, într-adevăr, nimeni nu-și dorește o boală. Dar nu-i chiar atât de rău încât să crezi gata, când auzi de coronavirus, cruce scrie pe tine. Nu-i chiar așa. Um, mărturia unui român ce în plină epidemie. Asta e pe YouTube, nu e știre. A, așa. Uh, 305 morți de coronavirus, 14.300 de infectați. Titlul pe libertatea. Da, asta e că s-a schimbat. Bilanțul crește alarmant, s-a înregistrat și primul deces în afara Chinei. Da, de deci ce rău? Dar de ce nu spune și de vindecați? Te avem harta. Culmea că pe hartă ni se spune, la data când a fost luată harta, avem 362 de decese și 489 de vindecări. Da? Mă rog, între timp bilanțul a mai crescut, ați văzut aici, avem ia să mai dăm un refresh, uh, nu, nu s-a mai schimbat, uh, 508 vindecări și 362 decese. Deci, la asemenea cifre, ai tinde să pui cifra mai mare, nu? Nu-i normal să pui cifra mai mare? Băi, și totuși o pun pe aia mai mic. Încă moartea înspăimântă. Moartea e bun trafic de audiență. țineți minte, vă spuneam, există cei 3 S care fac audiență întotdeauna. Sex, sânge, scandal. Și la capitolul scandal puteți băga și moartea. Întotdeauna când e vorba de moarte, oamenii sunt afectați. E vorba de moartea a propriului lor. E ceva e, în adânc cu sufletului nostru. Nimănui nu-i convine moartea, da? De asta în învierea lui Hristos e cea mai mare știre a tuturor vremurilor. Gata, moartea a murit. Unde este moarte boldul tău? Unde este moarte puterea ta. A pierit că Hristos a omorât cu moartea pe moarte, călcând. În lui Hristos a omorât moartea. Nu mai e moarte. E un simplu somn din care ne vom trezi la înviere. Gata, s-a terminat cu puterea morții. Și totuși titlurile pun moartea în față. Nu pun viața. Au dreptate cei care vorbesc de cultura morții. Au foarte mare dreptate. Mai departe în emisiune, ca să vedeți cum se face audiență pe final de emisiune, am zis să ne și uh, amuzăm un pic, să ne mai destinem ca să nu rămânem ca ăștia panicați, vine dezastru, vine nu știu ce. Uh, din motive de comerț, evident că de audiență, de ce altceva, presa e în stare să inventeze toate treznăile doar ca să facă audiență. Știți că mai toate mijloacele de presă, astea zis moderne, sunt cu horoscopul, domne. Avem horoscop, să dăm cu horoscopul, să se uite cetățeanul, să vadă ce îi se întâmplă lui în ziua aia, că și asta e omul e curios ce se va întâmpla. Nu e suficient de credincios ca să înțeleagă că el își face drumul în viață. Nu, crede că drumul lui în viață e făcut de astre de nu știu cine. În ultima vreme s-au cam plictisit românii oameni totuși credincioși, așa, în mare, s-au cam plictisit de povestea asta cu horoscopul. Așa că presa din România, presa, or, anumite mijloace de presă, a inventat horoscopul cu îngeri. De ce planetele să-ți conducă viața? Să-ți conducă viața îngerii. E mai lipicios. Aute, horoscop, călăuzire zilnică, Arhanghelul Mihail pe Zodii. Mesajul și rugăciunea zilei. Deci, Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelor și ființelor de lumină. El are rol principal de protecție și claritate pentru întrebările noastre. Și frate, numele Arhanghelului Mihail înseamnă cel ce este asemenea lui Dumnezeu. Cred că asta e singura frază corectă din toată nebunia asta de știre. Când lucrăm cu el, de parcă ar fi Sri Lanchis, să-l pui la brutărie, parcă Anghelul Mirael, știi? Lucrăm cu mâna dreapta creatorului. Po, frate, bă, bă, nu era mâna dreapta creatorului fiu, Că stă de-a dreapta tatălui, adică nu mai știm asta. Că fiul stă de-a dreapta tatălui. Nu, acum Anghelul de-a dreapta tatălui, e mâna dreaptă, da? Călăuzirile sale sunt întotdeauna limpe, spre cum cristalul Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, ți este de mare folos. Zici că te lovește mesajul divin, adică fii atent că vine. Trăiește ziua cu acest mesaj în gând și în suflet. Așteaptă-te la tot ce este mai bun. Nu e singur niciodată. E, și asta e oarecum valabilă. Dar depinde acum cu cine ești. Că sunt și îngeri și dragi. Acum, da, depinde ce alegi ci permanent înconjurat de ghizi și ființe angelice ce lucrează pentru a-ți fi bine. Asta e parțial adevărată, că trebuie să spună și de aia care lucrează permanent să-ți fie rău. Că sunt și ființe angelice drăcoase. Asta de ce nu mai spunem? Bun. Deci e să pozitivăm lumea. Și așa de pozitivată e lumea, că presa s-a aruncat la finalul săptămânii trecute pe un subiect absolut... <laughs> nici nu știu cum să-i zic... Uh, ăștia care fac horoscoape de astea cred că și apelează la uh, următorul produs. Fiți atenți aici, știre, e o emisiune pe un canal de televiziune, cum să faci afaceri. E veche ideea, nu e nouă. Uh, facem audiență prezentând ce idei de afacere au oamenii. Știți? Și oamenii se uită. E o nișă. Ia bă, ăsta ce mai vrea să vândă? A venit unul că vrea să facă ciocolată cu cannabis. Wow! Asta e idee de afacere. Dar și mai tare a fost pentru audiență faptul că respectiv era preot, frate! uite băi, Deci avem un preot, stai că ziarul ăsta e plin de. Dar, trebuia să mergem pășterea inițială. Un preot din Cluj produce ciocolată cu cannabis. Vreau să le aduc zâmbetul pe buze. Și. A, zice așa. Ciocolata produsă de noi e lipsită de acel THC adică substanța care are efecte psihoactive, așa am denumit-o așa doar ca omagiu al limbii latine. Deci nu e cu cannabis. A, așa, e și minciună. Deci părintele zice că face ciocolată cu minciună, cu cannabis, dar nu e cu cannabis, e numai din omagiu a făcut-o așa, și s-a dus și la emisiunea asta. Și, băie, deci, e combinația perfectă. Avem preot, wow! Deci uite cum slujitorul Domnului vine către nou, are deschidere, vine către cannabis. Dar nu e cu cannabis ciocolata aia, că ar fi ilegală. îți dai seama, la legal ăștia a doua zi. E numai ca un omagiu al limbii, am pus acolo ciocolată cu cannabis, ea nu e cu cannabis, dar cu ce Cu altceva. Și zâmbești, he -he, că rămâi păcălit. De două ori, știi? E, uite, genul ăsta de, de știre este absolut deranjant. Și... Bun, acum dacă vine cineva să ia de părintele, e acoperit părintele. O să zic că stai, domnule, că nu bag cânep până în, în ciocolată. Așa, ideea. Dar și pentru ideea, zice că e zmintire. Dar mă rog, nu-l judec eu, doamne, ferește. Are autorități superiori, treaba dânsului, nu. Dar pe mine mă interesează cazul. Cazul ca și, repet, iarăși, spiritul de comercializare vrem să facem audiență cu chestiuni inedite. O, am găsit un preot, are și o idee de afaceri, bine, nu e ceva rău, adică poți să fii preocupat și de afaceri compatibile cu statutul de preot. Da, poți să ai o școală privată, de exemplu, care să oferi educație sănătoasă copiilor, da, un exemplu, da, poți să ai un cabinet medical, iarăși, să oferi și sănătate trupească oamenilor, nu sunt activități incompatibile, da? Da, să zici că un preot face ciocolată, cannabis și după aia să spui că stai, domnule, de fapt nu e chiar cannabis. E așa, numai omagiu a limbii române. Da? Cam câtă păcăleală poți face pentru a atrage audiență? Foarte multă păcăleală. Foarte, foarte multă păcăleală, din păcate. Din păcate, asta este. De aceea trebuie să fim foarte atenți Uh, da, bun, ăsta era titlul. Acum a venit și titlul. Hai că avem și noi întârzierile noastre. Acum a venit și titlul. Ciocolata cu cannabis produsă de un preot afacerist. Eu aș pune acolo mincinos de un preot afacerist. Că nu e... Uh, ciocolata cu cannabis mincinos. Cum să punem? Da, cu cannabis mincinos. Hai să punem mincinos. Ia, trebuie să punem aici. Ciocolata mincinoasă. Mincinoasă. Minci... No, să modific eu titlul aici. Ciocolata mincinoasă cu cannabis produsă de un preot afacerist. Da, de ce? Pentru că el zice că nu e. E numai ca un omagiu al limbii române, nu? Așa zice. Zice... Ciocolata produsă de noi lipsită de acel THC pe care îl speculează unii, am denut așa doar ca un omagiu al limbii latine. Pe păi cum speculează unii? A, presa a speculat ideea. Păi, da și dar preotul a pus, pe, uite, e ciocolata. Ciocolată neagră. Hai să vedem. Hai să dăm mai mare aici. Ia să vedem despre ce e vorba. Cacao, produs artizanal, ciocuneadă, original Transilvania. Nu-i cu cannabis, domnule, nu scrie nici cannabis. Deci părințile are dreptate. Presa a pus uh, chestiunea asta în seamă. Deci e doar speculare. Dar toată presa a zis preotul care face ciocolată cu cannabis. Nu, eu nu fac cu cannabis. A, ah, deci e mai grav. L-a păcălit pe preot. Și a păcălit și, a, a păcăli audiența pe care de consecință. Da, uite, de asta trebuie să fim foarte atenți. Rămâne valabil în demnul Mântuitorului Hristos. Fiți cu trezvie. Da? Fiți cu trezvie. Aici punem punct emisiunii de astăzi. Cu ajutorul Dumnezeu și al tehnologiei ne rauzim la edițiile viitoare ale emisiunii de Presat Presa, să aveți o zi binecuvântată. Toate cele bune, Doamne ajută și să ne reauzim cu drag.